Când eu mă gândesc la lege, am în vedere faptul că legea reprezintă caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeul transcendent alege să ne se reveleze și unul dintre modurile în care El ne comunică cine este El este legea. Așa că legea care îl reflectă sau revelează pe Dumnezeu nu are cum să se schimbe pentru că Dumnezeu nu se schimbă și Dumnezeu în esența, în natura sa rămâne același. Așa că legea, decalogul dat lui Moise este tot atât de valabil și pentru noi astăzi. Nu, nu suferă nicio modificare. Ba, aș putea să nuanțez câteva lucruri aici să spun că legea, pe lângă faptul că vine să vorbească despre cine este Dumnezeu, vine și scoate la iveală natura mea păcătoasă. Același roman, capitolul 6, vorbește și 7, vorbește de faptul că până s-a dat legea, totul a fost ok cu mine. În momentul în care legea s-a dat, ea a scos la iveală tot răul care a fost în mine. Apoi tot legea este cea care îmi spune ai nevoie de cineva să te ajute. Nu poți singur. N-ai nicio șansă ca să scapi de condiția în care te găsești. Și din acest punct de vedere, legea este un îndrumător spre Hristos. Și când vine Hristosul, El ne dă posibilitatea să găsim împlinire în El. Rămân în contextul celor din romani și la începutul capitolului 7, începând cu versetul 1, Apostolul Pavel folosește o alegorie. Mi se pare că este extraordinară alegoria asta. E dilema pe care o are o femeie, o soție. Îi căsătorită cu soțul ei. Dificultatea pe care ea o experimentează este că femeia asta măritată e legată de lege pe, de bărbatul ei câtă vreme trăiește el. Ar putea fi dezlegată numai dacă el moare. Bărbatul ăsta nu ajută în ruptul capului, ci doar îi cere ea descoperă că este un alt bărbat cu care s-ar putea căsători. Descopere că cel de-al doilea bărbat ar putea o ajuta să împlinească cerințele pe care ea nu le poate împlini. Ce să facă? Nu poate scăpa de primul. Mă rog, femeia asta ne reprezintă pe noi. Noi credincioși, da? Suntem căsătoriți de lege. Primul soț. Dependenți, legați într-un fel. De... Exact, suntem într-un legământ, da? Într-un alt, într alt mod spunând lucrurile. Legea nu ne ajută, aduce condamnare, scoate la iveală păcatul care este în noi și noi rămânem blocați. Vine cel de-al doilea bărbat care îl reprezintă pe Hristos. Și femeia de acolo ar vrea să se căsătorească cu Hristos, dar nu poate scăpa de primul soț primul soț nu moare pentru că legea lui Dumnezeu este veșnică precum Dumnezeul care este veșnic singura șansă pe care are femeia asta este să moară ea și atunci se desleagă de legământul primul, cu primul soț și se poate căsători cu al doilea de ce vrea soția, femeia de aici să se căsătorească cu al doilea soț zice Dumnezeu Iisus în predica de pe munte în Matei capitolul 5 s-a spus în vechime și toată predica de pe munte este cerința primului soț. Legea este următoarea. Și acum fac referire la prima, a lui Iisus. S-a zis, s zis în vechime să nu ucizi. Dar eu vă spun cel de al doilea soț. Și ridică standardele. Nespus de mult. Dar eu vă spun că ori și cine zice fratelui sau prostule sau nebunule, păcătuiește. Și totuși femeia vrea să căsătorească al doilea. S-a zis în vechime Primul soț, legea, să nu prea curvești. Dar vine cel de-al doilea soț, care este Hristos, și spune: Oricine se uită la o femeie și o poftește în inima lui, chiar dacă nu s-a culcat cu ea fizic, a păcătuit, a prea curvit. E foarte pretențios. Femeia asta descoperă, de fapt, că cel de-al doilea soț o poate ajuta. Poate să rezolve ceea ce ea nu poate împlini. Și este extraordinar ceea ce spune Pavel în Roman 7 cu versetul 4. Cum se poate de fapt desprinde femeia de primul soț? Prin credința în Hristos, tot astfel frații mei, prin trupul lui Hristos și voi ați murit în ce privește legea. Când am crezut ca să fiți ai altuia, adică ai celui ce am viat din morți, și astfel să aducem rot pentru Dumnezeu. Iată soluția. Când am crezut în Domnul Isus Hristos, am crezut în moartea sa și am murit împreună cu el. Dacă am murit împreună cu el, m-am deslegat de legământul primei căsnicii. Acela care și... presupune respectarea legii. Exact. Și acum nu trebuie să mai fac eu acest efort. De fapt, legalismul ce este? Să încerci să împlinești tu legea lui Dumnezeu. Este groaznic. Legalismul este tot atât de păcătos ca și liberalismul libertinismul, care este cealaltă extremă. Să încerci tu să-i placi lui Dumnezeu prin eforturi personale. Nu avem nicio șansă. O, nenorocitul de mine. Asta va fi concluzia. Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Dar... Biblia nu se oprește la Roman, capitolul 7, ci vorbește de, începe capitolul 8, care chiar din versetul 1 ne vorbește despre o altă lege, legea Duhului de viață care vine să împlinească în viața noastră legea lui Dumnezeu. Mă rog, unii superficial trag concluzia ok, păi atunci înseamnă că putem trăi oricum. Nu! Nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus care nu mai trăiesc după îndemnurile firii pământești ci după îndemnurile Duhului. Legea gravitației îmi spune că pixul ăsta pe care l-am eu, întotdeauna va cădea. Există o forță mai mare care îl face să nu cadă. Natura mea păcătoasă Face ca. Legea lui Dumnezeu face ca să scoată în evidență natura mea păcătoasă în permanență. Și eu sunt predispus să păcătuiesc. Există o lege a Duhului de Viață. Exact ca forța aerodinamicii care învinge legea gravitațională la avioane, este ceva care învinge păcatul din viața mea. Numai când ajung dependent de Dumnezeu, numai când îi permit Duhului Sfânt să lucreze în viața mea, trăiesc această viață de victorie. Și când trăiesc această viață de victorie. N-am cum să mă mai laud, nu mă mai pot mândri și nu mai pot condamna pe celălalt. Îmi scapă criticismul de care vorbea doamna puțin mai devreme, pentru că până la urmă e Dumnezeu care lucrează în viața mea. Și dacă sunt undeva, e harul lui. Cu ce să mă laud, cu ceea ce nu este al meu, nu prea are sens. A fost interesantă, Îi că am lăsat să vorbească mai mult ratele pastor Mihai Dumitrașcu pentru că cred că e o înțelegere exactă a ce înseamnă ieșirea de sub lege și intrarea într-o zonă de har cu Domnul Isus Hristos. Poate un comentariu la ce, la ce am auzit acum. Cuvintele Domnului Isus care spune dacă ascultă cineva cuvintele mele, acela mă iubește. Cine ascultă cuvintele mele și le împlinește, acela mă iubește. Deci nu putem să avem pretenția că suntem copii al lui Dumnezeu, că îl iubim pe Domnul Isus Hristos dacă nu ascultăm cuvintele Lui. Mereu a avut probleme Domnul Isus cu iudeii în vremea Lui și mă uitam în capitolul 5 din Evanghelia după Ioan, unde era această dispută cu evreii din nou și ei se raportau desigur la Moise și îl considerau pe Moise ca salvatorul lor. Și în versetul 46 din Evanghelia după Ioan, capitolul 5, el spune așa, dacă ați crede pe Moise, m-ați crede și pe mine, pentru că el a scris despre mine. Dar dacă nu credeți cele scrise de el, cum veți crede cuvintele mele? Eu cred că oamenii încearcă să se justifice cu legea și cu Evanghelia și mereu să fac această trimitere încoace și încolo pentru a-și justifica anumite acțiuni sau o neascultare. Însă pentru mine personal, Domnul Isus este foarte clar aici și spune, dacă voi ați fi cu adevărat ascultător de Moise, ați fi ascultător și de mine. Pentru că Moise a vorbit despre mine și tot timpul va dus spre ceea ce este acum. Deci, nu cred că ne putem juca și nu ne putem permite să ne ascundem sub această stare de lucru. Mă duce de asemenea ca o completare la ceea ce s-a spus mai înainte, ca răspuns la doamna care a pus această întrebare. Pastorul Mihai a dat aici câteva sfaturi excepționale, dar mă duce la, și la ceea ce spune Apostolul Petru în Faptele Apostolilor în capitolul 2, după ziua 50.000, și atunci când toată mulțimea a fost uimită de ce s-a întâmplat acolo și după cuvântarea lui Petru, oamenii uh, au pus întrebarea ce să facem. S-ar putea ca și doamna care a ascultat o parte din emisiunea aceasta, vine la fel ca și oamenii din vremea când lui pe Petru bucate, ce să facem. Mm. Aici Petru vine și face această afirmație și spune Pocăiți-vă în care versetul 38 din Faptele Apostolilor, capitolul 2 Pocăiți-vă! adică întoarceți-vă de la ceea ce ați făcut până acum și schimbați-vă mintea, înnoiți-vă mintea prin Duhul lui Hristos. Și pastorul Mihai a vorbit excepțional despre ce înseamnă a fi înnoiți prin Duhul și a trăi prin Duhul. Noi avem o mare problemă pentru că vrem să trăim prin noi, ne bazăm mult pe noi și vrem să fim biruitori prin noi și nu avem nicio șansă. De aceea, cred că este important pentru oricine ne ascultă și care vrea să iasă din zona în care este, să se pochească în sensul de a schimba mintea, de a accepta că nu se poate decât în Hristos, prin Duhul lui Hristos care este în noi, să putem să ne schimbăm. Și de ceea ce s-a spus aici, aș mai adăuga și un alt lucru care ne face vulnerabil, dar care este important. În experiența vieții mele și a slujirii mele, m-am învățat cât de importantă este vulnerabilitatea. Când un om vrea să scape cu adevărat, Dintr-o cursă în care este prins, dintr-o trăire care nu este după voia lui Dumnezeu, așa cum noi am vorbit la mai multe emisiuni despre familie, despre adulte, despre ieșirea de acolo, spun și în seara aceasta este important să se facă vulnerabil, să vorbească cu cineva despre starea asta, să o recunoască, cum spunea pastorul Mihai, că este această stare și, doamna, prin faptul că întreabă, recunoaște, crede, credem noi, că are această problemă, și apoi să stea de vorbă cu cineva și să-și găsească o persoană. Matură, căruia să-i dea socoteală despre evoluția ei, de la starea în care este, spre starea de om matur în Hristos, care nu mai trăiește uh, cu problemele care le are acum, ci să meargă din victorie în victorie, asigurându-se că cineva uh, vorbește în viața ei, că dă socoteală cuiva despre ceea ce se întâmplă în evoluția uh, pe care o are. Acesta este un lucru extraordinar și foarte important din punctul meu de vedere, și uh, eu sfătuiesc și păstorii, așa cum i-am spus de mai multe ori în biserica pe care o păstoresc din 2004, am introdus această dare de socoteală pentru echipa de păstori, pentru că am considerat-o extrem de importantă ca să ne protejăm unii pe ceilalți. Și am introdus această dare de socoteală între noi și am introdus-o între lideri și încercăm să o introducem la nivelul bisericii, lucru care nu este foarte ușor, pentru că presupune timp, energie și grupe de câte 2-3, dar este un lucru care îl recomand, pentru că ne protejează să trăim ca niște oameni integri, pentru că știm că uh, suntem întrebați unde suntem, ce am făcut, dacă am mai păcătuit, dacă am mai greșit, dacă am mai ascuns ceva, dacă uh, suntem unde am fost sau unde suntem. Și e un lucru pe care îl recomand în contextul emisiunii despre integritate și compromis.